Petrecere de pomină pentru pensionarii din comuna Malovăț. Aceștia s-au bucurat de muzică, joc și voie bună, dar și de preparate gustoase. La eveniment au participat alături de primarul Ion Michescu, președintele Consiliului Județean Mehedinția Ladin Georgescu, prefectul județului Alin Isuf, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionica Negru și secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene Bogdan Simcea, iar surpriza a fost însă reprezentată de prezența ministrului Agriculturii Petre Daia. Aproximativ 170 de persoane vârstnice s-au reîntâlnit după 2 ani de pandemie să petreacă împreună cu ocazia zilei persoanelor vârstnice. Eveniment au fost prezenți ministrul Agriculturii Petre Daia, președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prefectul județului Mehedinți Alin Isuf, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionica Negru și secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene Bogdan Simcea. Petre Daia, ministrul Agriculturii, s-a bucurat să fie prezent alături de oamenii vârstnici ai comunii Malovăț. De asemenea, acesta a subliniat importanța modernizării sistemului de irigații Crivina Vânju Mare. Nu puteam să nu zăbovesc la întâlnirea vârstei și la momentul acesta formidabil în care planeta sărbătorește Ziua Internațională a Oamenilor Vârstnici. Știți foarte bine că există posibilitatea de a uda culturile când natura nu o face. Avem această posibilitate, iar natura nu ne-a ocolit cu darul de a ne da un fluviu de unde putem să luăm apa necesară pentru cultură, și anume sistemul de irigații de la Crivina Vânju Mare. La eveniment au fost prezenți și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a menționat importanța vârstnicilor în comunitate și de asemenea l-a felicitat pe primarul comunei Malovăț pentru implicarea exemplară. Ne bucurăm de prezența domnului ministru Daia în mijlocul dumneavoastră, în primul rând, dar în același timp ne vom fi de pe teren de la o investiție importantă pentru județul nostru pe care o face ministrul Agriculturii în județul Mehedinți pe amenajarea Crivina Vânju Mare, se reabilitează canalul de irigație mai multe detalii vorbate de domnul ministru, o investiție demarată din mandatul anterior al domnului ministru. Ne bucurăm că sunteți în număr așa de mare, ne bucurăm că domnul primar Michescu a organizat pentru dumneavoastră, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, acest eveniment. Să vă dea Dumnezeu sănătate, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Alături de persoanele vârstnice și oficialități a fost și primarul Ion Michescu. Acesta este un bun profesionist, iar când vine vorba de bunăstarea cetățenilor pe care îi reprezintă, mereu încearcă să le aducă zâmbetul pe buze când are ocazia. Așadar, sâmbăta aceasta a organizat o petrecere în cinstea vârstnicilor din comună. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice și ne bucurăm să fim alături de ei. După 2 ani de zile în care nu am avut voie să facem sau să-i sărbătorim pe seniorii noștri, pe pensionari, 2020-2021, fiind având probleme cu pandemia, iată că am reușit să facem acest lucru și ne bucurăm că au venit în număr destul de mare, să spunem foarte mare. S-au întâlnit oameni care nu sunt de 2-3 ani de zile și am reușit să-i bucurăm întâi pe ei și pe noi să ne bucurăm că le-am putut să le facem acest eveniment împreună cu dumnealor. Veteranii și oamenii care s-au implicat în viața comunității au fost răsplătiți pentru ani întregi de muncă, cu o masă delicioasă, dar și cu muzică, joc și voie bună. Foarte frumoasă! V-ați așteptat? Nu ne-am așteptat la așa ceva. În anii trecuți am organizat domnul primar. Da, tot la fel, tot așa de frumos a fost. Cum este cu dânsul la primărie? Foarte bine. Este un primar bun? Da, un primar bun, foarte bun. A făcut o mică surpriză, l-a adus și pe domnul Daia. Da, da. L-ați cunoscut până acum? Da, cum să nu, de la televizor. Da. Este un primar foarte bun pregătit în comuna noastră și produce așa cum se cuvine satului.
și altceva. În trecut ați mai avut parte de aceste petreceri? Da, da. În alt trecut nu, nu. De 3 ani, 4 ani de când face petrecerile astea. Da. V-a făcut și o mică surpriză, l-a adus pe domnul Daia aici. Da, l-am văzut. L-ați și pe domnul. L-ați cunoscut? Da, da, păi, dar nu-i de-al nostru, de la Șișești. Da. Primari au reușit în ziua de astăzi să ne facă o bucurie și să uităm de necazuri. În trecut ați mai avut parte de asemenea petreceri? Înainte de pandemie am mai făcut dânsul. Primar v-a făcut și un mic cadou, l-a adus pe domnul Petre Daia aici, la dumneavoastră. Da, mulțumim! Cei prezenți la eveniment au fost foarte încântați că după anii de pandemie au avut din nou ocazia să se reîntâlnească și să petreacă o seară de neuitat. Organizatorii promit că și în anii viitori se vor întâlni cu bunicii comunei, cărora le doresc mulți ani sănătoși și fericiți.